Românii care vor să-și petreacă vacanța pe litoralul bulgăresc sau celălalt trebuie să se înarmeze cu multă răbdare atunci când ajung la graniță. Încă de la primele ore ale dimineții, cozile de mașini se întind pe câțiva kilometri. Șoferii sunt nevoiți să aștepte 10 de minute pentru a putea înainta. Asta după ce podul prieteniei dintre Giurgiu și Rusia a intrat în reparații, iar traficul se desfășoară pe o singură bandă de mers. Care este situația la această oră? Aflăm de la inspectorul de poliție Raluca Stan, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Giurgiu. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața! Ce se întâmplă acum la graniță? Într-adevăr, la acest moment și că pe perioada weekendurilor, traficul prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu este unul mai intens. Înregistrăm timp ridicat de așteptare pe ambele sensuri. Care este problema mai mult? Faptul că se circulă pe acea bandă sau că e un flux foarte mare de mașini și lucrătorii vamali nu au timp să se miște, mai repede cu ele? Timpii ridicați de așteptare sunt determinați de numărul mare de mijloace de transport care așteaptă la semaforul montat pe podul prieteniei, întrucât se desfășoară aceste lucrări de reparații și se circulă alternativ în sistem semaforizat. Așadar, mai mult faptul că este acel semafor acolo, asta pune probleme de fapt celor care... La traficul transfrontalier, nu asta pe la controlul de frontieră, ci la semaforul montat pe podul prieteniei. Există anumite ore din zi în care ar fi, să spunem, mai lejeră această trecere? N-am putea face astfel de precizări. Am înțeles. În funcție de fluxul de autoturisme care se prezintă la trecerea frontierei. Totuși puteți aprecia că în weekend e un trafic ceva mai intens acolo? Exact. În weekend, din experiența anilor anteriori, în weekend traficul este unul mai intens. Așadar, că suntem și în plin sezon, cetățeni călătoresc în afara granițelor. Așadar, astăzi vă așteptați la timp ceva mai ridicați? Exact. Mai mult pe ieșire sau mai mult pe intrare? Pe ambele sensuri. Pe ambele sensuri. Așadar, să le spunem șoferilor că trebuie să se pregătească, să aibă mai multă răbdare, pentru că, cu siguranță, cel puțin spre vacanță vor trebui avea nevoie să ia ceva mai mult la punctul de trecere și să fie sigur că dumneavoastră le facilitați trecerea. Toate punctele de trecere deschise în regim internațional de la granița cu Bulgaria. Iar aici aș vrea să menționez faptul că începând cu data de 1 august, din punctul de trecere a frontierei Zimnicea va fi pus în exploatare un al doilea feribot. Ambele nave vor efectua curse în tandem, în intervalul orar 8-19. Așadar, dacă nu este un ocol prea mare pentru șoferi, să apeleze și la celelalte puncte. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal. A fost inspector de poliție Raluca Stan, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Giurgiu. Mergem mai departe.